Bună, prietene! Astăzi suntem să facem la un mic rezumat ce s-a întâmplat la Raw aseară după Elimination Chamber. A fost ceva care pe mine m-a cuprins și o să vorbesc despre asta acum pentru că chiar mi-a plăcut ideea și am zis super. A intrat John Cena, toată lumea strigând John Cena sucks. Și numai că John Cena a lansat această provocare înspre The Undertaker. Cum știți, cum poate unii nu știți, poate unii știți, a lansat provocarea asta înspre The Undertaker. Și acum toată lumea se așteaptă să spună Staker. Dacă vă arăt și video. Be their friend, no. Your character is put to the test when your back is against the wall. And for me, that time is now. I spent 5 minutes last night, five, feeling sorry for myself, and then right after that, I began to move forward. My last words last night were, I will figure it out. And that is my road to WrestleMania. I thought it would be the Royal Rumble. I failed. I didn't give up. I thought it would be the Elimination Chamber. I failed. And for 5 minutes, I thought it was over. And every single one of you can relate to this because this is what's difficult about failure. The disappointment is on you. It is your fault, and you go through failure alone. But failure has made me who I am today. Failure gives you two choices. You stay down or you get up. Well, I'm up and I am fired up because I have figured it out. Stand in this ring and just plain old do something that I should have done a long time ago. And that is put out a WrestleMania challenge to the Undertaker. Happening. I don't make the matches, and as obvious as this seems, I've been told that that match is not happening because that match, once again, is impossible. I told you, all of you understand. Now you all understand the disappointment of failure. And I can stay down or I can get my ass up, and I'm in the getting up business. So I'm here tonight to say my road through WrestleMania goes straight through SmackDown. As a free agent, I will go to SmackDown Live tomorrow night, not to beg for some pity handout, no. It is to do whatever it takes to hopefully earn a spot at WrestleMania. See you tomorrow night. Din câte ați văzut, John Cena a zis că vrea la WrestleMania să se lupte împotriva lui The Undertaker, dar a zis că e imposibil și că a devenit din nou free agent, adică agent liber, nu e nici la Raw, nici la SmackDown,
Și a zis că o să încerce să vorbesc cu cei de la SmackDown să vadă ce poate să facă împotriva cui să lupte și împotriva cui mai exact, pentru că nu cred că e imposibil să vedem Undertaker versus John Cena la acest WrestleMania, pentru că după mine Undertaker se va întoarce și va răspunde la această provocare lui Cena, dar vor fi la toate la rândul lui. Eu am fost George, ăsta a fost un mic rezumat de la Raw și noi ne vedem data viitoare cu următorul rezumat. Pa, pa!